Un jurnalist din capitală vrea cu orice preț casa memorială a lui Constantin Brâncuș de la Hobița. Acesta a făcut și primele negocieri cu proprietarul casei, însă nu s-au înțeles la preț. Proprietarul dorește de mult să vândă casa respectivă, pentru că, după cum spunea domnia sa, este o ruină, nu-l interesează absolut deloc. Și ar dori să folosească locul acela în alt scop, adică să pună porum sau altceva. Cert este că au ajuns la o negociere, dar în impas în același timp, pentru că nu s-au înțeles la preț. Alți descendenți însă sunt îngrijorați că vor rămâne fără locul unde a copilărit Brâncuș. M-a sunat doamna Bia Brâncuș acum câteva timp și mi-a spus îngrijorată și speriată în același timp că un ziarist din București, nu i-a aflat încă numele, a venit să cumpere pământul de sub casa adevărată a lui Constantin Brâncuș. Lucrul ăsta l-a aflat și de la câțiva descendenți ai sorei lui Brâncuș, Frusina, care au casa. Proprietarii sunt descendenții lui Brâncuș din partea surorii marelui sculptor Frusina. Casa de la Hobița face parte din patrimoniul cultural Brâncuș.